Un tânăr a fost asistat de medicii unui echipaj al ambulanței care tranzita zona centrală în momentul în care au văzut că pe stradă era o persoană căzută. Se pare că un martor l-a văzut și s-a oprit să vadă dacă îl poate ajuta. Ce mă opri? L-am văzut un băiat un timp, dar m-a oprit să nu lăsă așa aici. Nu știu. În scurt timp, din curiozitate, mai mulți trecători s-au oprit la fața locului, unii chiar îndrăznind să le dea anumite sfaturi cadrelor medicale. Serios? Îl pui pe burtă dacă a căzut la propria înălțime? Școloană, ce știm de ea? Sunteți cadru medical? Nu, atunci rețineți de la mine. Asta? După ce au acordat tânărului primul ajutor, cadrele medicale au solicitat o altă ambulanță pentru el, în acest mod putând să-și continue traseul inițial. Bărbatul a fost preluat de ambulanță și condus pentru investigații medicale la spital. Deocamdată nu se cunosc motivele stării sale, dar martorii și medicii care l-au preluat au precizat că tânărul emana halenă alcoolică.